Pentru că se uită din ce în ce mai mult frumusețea și conținutul acestui cuvânt de a fi camarad pentru cele bineplăcute lui Dumnezeu. Cel mai adesea sunt întrebat de obicei după aceste slujbe de pomenire. Tradiția bisericii, noi suntem în cimitir cu părinții de pareocul locului și mulțumim că vine de fiecare dată aici. De fiecare dată se întreba ce ai căutat acolo. Ce am căutat aici? Ce să vedem? E de datoria noastră să facem aceste pomeniri, care v-am spus, este o rânduială la biserici. Și noi ca și preoți, slujitori, mă simt de vrenii de fiecare dată să particip, dar și dator la aceste sfinte pomeniri, pentru că mă aflu în fața unor oameni care merită o pomenire deosebită și nu numai un simplu trisagion și atât, pentru modul frumos în care au înțeles să-și jertfească viața, deci vorbim de oameni care cu prețul vieții lor au acordat un sfânt respect adevărului, adevărului unic, adevărului creștin, Domnul nostru Iisus Hristos, așa și să împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Vorbim de oameni creștini care s-au distins prin modul lor de viață în ceea ce privește înțelegerea și trăirea acestui adevăr adus de Dumnezeu pe pământ. Și eu mă simt în urmă față de aceste lucruri și pomeniri. Am mai spus și cu alte ocazii. Când am ajuns prima oară aici, trimis de Episcopia Romanului, la parohia Goiasa, unde avea să întemeieze un așezământ monahal pentru nevoile timpului și ale locului, împreună cu preotul paroh, Părinte Virel Năstăsoaie și o serie de oameni, avea obiceiul, am constatat eu atunci, 91-92, până 2007-2008, că veneau la deținuții din penitenciar, săvârșind acte de caritate, pentru cei aflați și în vremurile noastre întemnițați. Și eu am rămas surprins, care cunoșteam foarte puțin, așa a fost, să cunosc puțin, din lectura despre cei care au pătimit în temnițe, și m-a mirat un fapt că în temniță erau păstrat între deținuți o memorie a lui Galeriu Gafencu și acel împreună pătimitor aici ca sfânt al închisorii. Nu a primit o educație de la preoți. Nu a primit o educație de la nimeni. Nu a avut acele cărți. Cine, Doamne, a umblat la sufletul acestor oameni care au venit aici pentru păcate, grele, incesturi, crime și în general am văzut, m-a surprins anii de 20-25 de pedeapsă care aveau. Cine a făcut lucrul ăsta? Ce a mișcat sufletul lor? Când îi înjur atâtea și fac atâtea și ce nu spunei, totul să păstreze și să vorbească și despre lucrurile acestea frumoase și ca despre niște sfinți și sfinți crezându-i. Și m-am rămas surprins. Eu în haina mea de călugăr încercam să le spun câteva cuvinte de suflet, dar rămas surprins de ce aveam în fața mea. Iată cum s-a perpetuat instinctul acesta. De unde și până unde? Cine a făcut? Dumnezeu lucrează. Văd o lucrare lui Dumnezeu și în faptul că astăzi suntem împreună aici, într-un număr mai mare. Și au apărut duhovnicii noștri mai până de curând în viață și trecut la Domnul. Părintele Arsenie, Părintele Iustin, parcă să mărește ceata lor. Ca să nu mă lungesc în cuvânt, pentru că altcineva este mai îndreptățit să o facă, sublinez câteva aspecte. Ca și tânăr, atunci, ca și preot călugăr, acum și în decursul anilor, și ca și duhovnic, pentru că am cunoscut oameni de diferite vârste, și prin discuțiile și spovedanile lor, am rămas surprins de câteva aspecte care m-au încredințat. Acești tineri, împreună cu Valeriu și generația lor, ei nu au avut un crez personal, ci este crezul neamului nostru. Ei s-au străduit să-și însușească adevărul adus în lume de Domnul nostru Iisus Hristos. Căpitanul însuși le spunea, marele nostru educator, poate cel mai mare al neamului nostru, în direcția aceasta a conștiinței de viață, nu vă bateți cu pumnul în piept pentru ideile voastre, căci nu sunt ale voastre, sunt ale neamului, le sunt în timp lămurite să dite. Și am cunoscut o rezonanță, iată, în crezul acestor oameni, că ei nu au căutat cuvintele lor, ci cuvintele Scripturii și ale Sfinților Părinți să le pună în faptă și în viață. Sufletul lor curat, gândirea lor frumoasă, seninătatea și suferința care și-au asumat într-un anume mod, mi-au deschis ochii îndeosebi asupra lor.
a strălucit. Înțeles, sunt multe figuri deosebite și mijlocul lor, Valeriu, mai ales în temnița de la Târgu Ocna. E bine de știut, acești oameni deosebiți au căutat cu orice preț nu să-și salveze viața sau sănătatea, ci să păstreze adevărul acesta, care este unicul adevăr, în care în orice este adevărul existențial, în care toate și-au la ființă, prin care toate viază și către care toți ne îndreptăm vrând nevrând. E bine de știut pentru toți oamenii care se îngrijorează, toți conducătorii cu marile și ureașele responsabilități, toți oamenii de cultură, toți intelectuale, care nu trebuie neapărat, cum spunea și Ianuride, un poet ca să fie creștin, trebuie să scrie psalmi și rugăciuni, dar din conținutul versurilor sale să transpară frumusețea și înțelepciunea acestui adevăr creștin. Conducătorii să arate, nu trebuie să facă neapărat teologie și facultățile acestea, dar trebuie să arate ca o conștiință, că locul care îl ocupă și misiunea lor de conducători peste oameni, peste lume, peste societăți, peste materii, să o facă în lumina talanților cu care Dumnezeu însuși i-a încredințat și să aibă în vedere ce destinul ultim al acestui popor cu care ei lucrează, acestor suflete, savanții, știți că lucrează cu materia, în matematici, în știți tot felul de științe exacte, din studiul lor, din constatările, firesc constatările că materia aceasta nu are existență în sine. Toată dezagregarea acestor atomi și microparticule, îți dau seama că sensul vieții este mai sus. Iar trebuie să ia în serios ce? Că prin rugăciunea lor, prin concepția lor, educația care o dau elevilor, prin cuvântul lor, articolele lor, ei pot să sfințească această știință, această ordine de viață. Deci în toate acestea, deci noi trebuie să avem o conștiință că aparținem lui Dumnezeu și prin el existăm. Gândirea aceasta largă, plenară, cu deosebit interes s-a adresat preoților. Clerul lucrează îndeoseb cu sufletul omului, cu valorile acestea care noi le interpretăm în mod teologic și mai presus decât posibilitățile analitice, umane și tehnice și așa mai departe. Avem revelația divină. Preotul cel care urcă mai sus prin darul care s-a dat și prin tainele bisericii, omul la acea cunoaștere, la acea libertate, la acea frumusețe, la acel mod de a gândi, la de a trăi, având în vedere permanent, ca și toți ceilalți conducătorii, savanții, oameni intelectuali, jandarmi, polițiști, armata țării, avem un rost existențial. Nu existăm la întâmplare că omul are niște calități din actul creației și prin venirea în lumea Domnului Iisus Hristos, suntem chemați la un mod de viață în iubire nobil, pentru care trebuie să luptăm că acest adevăr, unicul adevăr, necesită, incomodează în civilizația veacului acestuia. El cere sacrificii morale, sacrificii vitale, sacrificii materiale și nu toți sunt dispuși. Dar e un sacrificiu în vederea biruinței luminii și adevărului de care nu mai ne îndoim. Ne dorim această înviere care a fost adusă Dumnezeu pe pământ. Aceste lucruri le-am întâlnit la acești tineri, aceste preocupări extraordinare. Ei au avut educația curajului, pentru că fără curaj adevărul nu se poate mărturisi. Dar mărturisirea adevărului singură nu mântuiește, ci o viață conformă cu cele mărturisite mântuiește. Că mulți pot să mărturisească, dar nu au viață și nu au autoritate în cuvânt, de aceea și noi astăzi ne mișcăm mai greu pentru păcatele și neputințele noastre. Deci este importantă mărturisirea adevărului de credință. Dar importantă este mai ales conformarea vieții cu acest adevăr. Ne trebuie un curaj pentru aceasta, într-o lume care are alte concepții, unde într-un anume mod și într-o stare de conștiință trebuie să propovăduite. Ei au avut curajul acestui propovăduiri, tineri aceștia, prin educația care au primit-o, de la capitan și toți care s-au ocupat de aceste școli de educații ale neamului nostru, care au știut ca un rost, un destin existențial istoric și divin, aceste meleaguri. Noi am privit această țară ca dar al lui Dumnezeu, dar nu în mod șovin. I-am primit pe toți cei ce au vrut să vină să viețuiască cu noi în pace și în lumina tradițiilor noastre care le-am crescut pe temelia apostolică. Noi am văzut darul lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru care noi avem o responsabilitate, ceva este sfânt, sacru și noi ne comportăm ca unii care înțelegem darul lui Dumnezeu, îl apreciem și vrem să-i răspundem ca niște ființe conștiinte de iubirea lui și darul lui, pe aceeași măsură ca vrednici români creștini pe aceste meleaguri. Și am primit pe toți aici. Și ei la fel au promovat aceste lucruri. Dar am și vegheat la sănătatea acestor tradiții, acestui mod de viață care vizează ce? Viața veșnică. Nu numai un interes imediat, ci scopul ultim al vieții. Biruința luminii asupra întunericului.
a cunoștinței împotriva necunoștinței, a vrednicului împotriva nevrednicului, a harului împotriva păcatului și așa mai departe. Și ei au vegheat și voi este avem aceeași datorie sfântă de a vegea, ca să nu lăsăm pe cei care îi primim cu toată inima aici. Ca să înțeleagă că noi privim țara aceasta și darul și pe noi și poporul cu tradiția lui, cu destinul care îl are. Îi primim, dar și veghem ca să nu îndrăznească să iasă din linia noastră de ospitalitate, de credință și de convingeri, încât să ajungem ca asta să ni se impună, iată, într-o lipsă și de multe alte lipsuri de vigilență și de credință și de luptă și de alte educații, ca să ajungem ce să devenim nu numai o minoritate, ci niște oameni, niște victime. În istorie întotdeauna am văzut că forțele politice ale lumii, care ei au vrut să fie conducători în totalitate peste materii, oameni și națiuni, s-au erijat în stăpâni totalitari. Au avut probleme creștinii cu aceștia întotdeauna. În planul istoric au năbușit când au vrut să primească învățătura aceea de suflet mântuitoare, ca și mântuitorul însuși în lumesc, în cele lumești, ispite și necazuri veți avea. Întotdeauna în planul istoric armatele și politicienii și păgânii au învins. Dar în planul duhovnicesc, în planul lăuntric, biruințele au fost ale creștinilor. Astăzi e o zi de, numai de pomenire, de o biruință. Noi vorbim despre cel care a gândit așa și care a primit o educație și care a dovedit. Și care respect educația și sui curaj de a mărturisi, mai ales în acele vremi, ca și alte, fiecare epocă de amenințările lor. Curajul acesta martiric nu a fost singurul element care, cel puțin pe mine, m-a impresionat. Ei n-au căutat pur și simplu să sufere. V-am spus, n-au ținut iubesc viața și noi iubim viața, dar nu iubim mai presus decât orice viața, ci adevărul și pe Hristos și credința. Iubim sănătatea, dar cum spunea cineva, și dacă eu curneatul sănătate cu chipul, ce fac, părinte? Iubim sănătatea, dar mai presus decât orice, nu iubim sănătatea, ci adevărul și libertatea. Iubim copiii, dar dacă va fi cazul mult decât copii și toate, iubim pe Dumnezeu, care e peste toate, acum fi asemenea constrânși, cum se vede astăzi prin diferite direcții și ideologii, că sunt din ce în ce mai constrânși și în modul nostru de a ne manifesta creștinește, pașnic, de a face un parastas. Și tare ar fi nevoie să mai discutăm, cum se face în alte părți. Domnul, să invităm intelectuali, profesori, oameni de cultură, călugări, ierarhi, să purtăm un dialog pe tema acestor frumuseți creștine. Avem o istorie și o bogăție în ortodoxie cu care nu ne rușinăm și nu ne îndoim. Ne-au constrâns acești ostracizați, acești torturați pentru credința lor. Ei au fost toți niște oameni care s-au bucurat în tortura și în exterminarea lor de trăirea slavei biruinței dumnezeiești. Dumnezeu i-a arătat biruitori. Ceea ce grăim noi acum este un dar al luptei și al biruinței lor, adică creștinismul cel din via, care are la bază jertfa creștină. Ceea ce este suferința pentru adevăr, orice martiriu pentru adevăr, este nu numai mântuitor, ci și răscumpărător, chiar pentru călăi. Dacă acum în ascuns cineva suferă pentru credință și nimeni nu știe, el răscumpără întreaga umanitate. Noi ne bizuim pe cuvintele Scripturii, noi ne bizuim pe cuvântul lui Hristos, Domnul biruitor în morții, întrucât una cea prea cinste, mici ați făcut, mie mi-ați făcut. Se identifică cu omul în suferință, cu omul aflat pe cruce, cu mama care astăzi tot vrea să nască și să nu avorteze, cu tânăra care iubește curăția și vrea viață monahală și duce atâta luptă cu unii și cu alții, cu femeia și cu omul și mai ales în structurile acestea de forță și politică. E un mare chin să mai întâlnești un element creștin care a agresat din toate părțile când o civilizație din ce în ce mai satanică, condusă de iluminați și nu de luminați, iată, își impun din ce în ce mult autoritatea. Nu ne înspăimântăm, suferim. Dar suferința lor, v-am spus, este mântuitoare și răscumpărătoare. Și a tuturor celor care merg pe această linie de suferință. Nu avem ură față de nimeni, dar nu putem gândi alt adevăr. Ne pare rău, ne rugăm pentru ei. Acești ostracizați, acești frământiți, acești torturați, acești exterminați, au trăit slava biruinței dumnezeiești, când Dumnezeu a binecuvântat și a fost cu ei și cunoaște minunile acestea. Și noi, în lumina acestei experiențe, experiența martirică din temnițe a adus dovada și creștinismul până astăzi într-o formă autentică că viacul poate fi biruit în aceeași manieră ca lui Hristos Domnul, prin răstignire, spre răscumpărare, să nu mă răzbuna și câte lucruri frumoase și câte nu le-au spus chiar în mod profetic. Am vrut să spun curajul la mărturisirii l-au avut. Am subliniat de mai mult un aspectul acesta. Dar nu numai curajul și educația, curajul le-au primit ei. Ei au intrat și au ținut să intre în acest martiriu care și l-au asumat cu inimi, cu minți și cu suflete curate, ca să zic.
nu-i tot una să intri în martiriu și atât și noi să fii pregătit nici pentru călăul tău, nici pentru cei de după tine. Deci au căutat să intri în martiriu cu sufletul curat și au căutat să păstreze minți curate și vă dați seama cât gând de răzbunare, ce dureri, ce minciuni, ce... E mare lucru martiriu să te prindă cu un suflet curat. De aceea este important ca frumusețea gândirilor, curățirea sufletelor, să avem în vedere și noi astăzi, ne poate conduce la o bucurie și la un simțământ al biruinței și un duhovnicesc autentic. Așa au fost creștinii primelor veacuri. Aveau un simțământ adânc al dependenței de Dumnezeu, al apartenenței la cineva suprem peste toată lumea aceasta, Dumnezeu. Și de aceea venirea în lumea lui Hristos Domnul a fost pentru ei, într-adevăr, un simțământ și o trăire. De aceea toți care simt românești, înțeleg românești, vor să trăiască un românism în frumusețea aceasta, care nu e a noastră, este în 2014 ani clămădit și sfințit cu unii și cu alții. Deci nu pot fi opriți și de aceea nu vă temeți. Și Mântuitorul a spus asta, îndrăzniți-o, ambirii lumea, nu oamenii în sine și instituții, e vorba de răul și păcatul acesta. Pentru că sunt tot din neamul nostru și acum chiar dacă și din alte neamuri. De aceea este foarte important să arătăm un curaj mai mult ca oricând, o sete de cunoaștere, să nu îngropăm istoria, o cumințenie. Știți ce trebuie să audă după ce plecăm de aici? Dom'le, ce? N-am știut cine a fost Gafencu și generația lor. Dom'le, a rămas impresionat de jertfa acelor oameni. Dom'le, ce să grea în pușcării, trebuie să rostiți versuri de a măsa celor mai îndreptățiți. Dom'le, și creștinii aceia în ce cumințenie au venit și nu era oricine. Am văzut acolo atâtea figuri. Chiar m-a impresionat gândirea lor despre ce înseamnă un militar, ce înseamnă un medic, ce înseamnă un român, ce înseamnă ideea de unitate, de neam, de suveranitate în sens creștin. Ce frumos, uite, Dom'le, n-am știut în cine dădeam. Că vă spun un lucru, și jandarmi aceștia, și de cei în categoria lor, și cei care primesc ordin, noi am primit ordin să fim acolo. Trebuie să i-au avut acești tineri și spun tuturor acestora cu responsabilități. Să avem spiritul de jertfă, dar și rațiunea jertfei pe care trebuie să o săvârșim. O armată când pleacă într-o luptă de cucerire și de cotropire, nu are aceeași motivație și nici nu se convine față de o armată care apără niște valori. De aceea unei să apere valori creștine și una este. Am primit ordin să dăm cu bastoanele în cine? Credeți că a fost justificat temnicerul care a fost trimis de Pilat? Du-te și adu-mi capul de Irod. De Irod. Lui Ioan Botezătorul. Deși părea rău. I-am executat un ordin. Nu i-a absolvit. Credeți că soldații romani sunt absolviți în fața lui Dumnezeu? Noi am executat ordin, domnule, l-am bătut și l-am flegmat, că așa am primit ordin. Nu au scuză. Trebuie să avem și rațiunea vieții, gândului, familiei, ordinii sociale, relații între noi, dar și mai ales atunci când e vorba de jertfă, de dreptate, de apărare și de luptă. Ce fel de luptă ducem noi? Ce cuget a fost în spatele comandant? Măi, hai să ne gândim. Cine l-a fi inspirat să dea ordinul acela? Omorât sau trăcit sprutul? Ce duh a putut să spa... Mai, hai să ne gândim, ce cuget au avut acei oameni sau acel om de a dat un astfel de ordin? E un cuget după Dumnezeu? Avem reper pe adevărul. Dom'le, cărui duh să supun acești oameni când dau astfel de ordine sau când să facă nu vor să audă? Să vedem întotdeauna ce duh stă și în spatele acestor gândirilor, a jertfelor acestor martiri, a fost întotdeauna adevărul evanghelic. De aici au fost acea frățietate. Că, uite, așa e un părinte greco-catolic, sau nu? Dom'le, noi trebuie să învățăm, să depășim granițele acestea care ni se impun astăzi, că nu aș vrea să mă lungesc prea mult, că trăim vremuri de o apostazie generalizată. Să învățăm să le depășim în rațiunea în care Dumnezeu ne cheamă să o facem, să avem un rezultat, să, într-adevăr, acea iubire, acea calitate, știți, Doamne, nicio hârtie n-a rămas. Ce disciplină a fost, a fost și copii și oameni, a rămas impresionat de gesturile lor, chiar au văzut plângând, de ce? Mișcați sufletește de acestor adevăruri existențiale. Pentru că este absolut necesar. Și cu asta închei.